Ramona, vă prezint doi prieteni care, dacă ar trăi despărțiți, viața fiecăruia ar fi mult mai dificilă. Valentin Andrieș este semi-nevăzător și a venit cu un prieten sau cu o prietenă. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, Dani! Și ai punctat corect, este prietenă, chiar dacă gramatical vorbind ar fi neutru, dar mie îmi place să spun că e o domnișoară, așa că... Cum o cheamă? Bridie! Bridie! Facem cunoștință cu super cățelușa Bridie. Vine de la un fel de opa, cred că te place. Sau vrea să știe că ești tu safe ca și stăpân. Salut, Bridie! Valentin, foarte pe scurt, este singurul vlogger din partea asta de Europa nevăzător, sau, mă rog, aproape nevăzător. Da. Cât vezi în procente? Statistic vorbind, nu știu sigur cine a făcut statistica asta, dar 10% în condiții optime, 2% când nu e foarte. Ok. Și este actor cu licență, cu hârtii, deci are practic tot dreptul să joace într-un film și să ia și bani pentru treaba asta. Nu despre asta am venit să vorbim. Am venit să vorbim despre importanța cățelului în viața lui Valentin și de faptul că mai mulți astfel de câini antrenați pentru treaba asta ar rezolva multe probleme într-o țară în care stăm foarte prost la multe capitole. Zi-mi cu ce te poate ajuta cățelul. În primul rând, acum nu vreau să devină all sobby și chestii, că vreau să se bucure toată lumea de dimineața asta zâmbind, dar teoretic înainte să o am pe asta mică, lucrurile nu stăteau atât de bine, Dani, gen cu încrederea în sine stăteam foarte prost, anxietate, la un moment dat puteam să jur că sunt un fel de, acum nu vreau să par exagerat, ciudățenie, că am această problemă cu ochii, nu înțelegeam foarte bine ce se întâmplă cu mine. Poți să-mi spui din spate de ce nu vezi? E o chestie din naștere sau s-a întâmplat ceva? Da. Am retinopatie pigmentară, ceea ce este boală degenerativă. Retina nu este recunoscută ca fiind un organ al creierului și atunci el trimite niște mici impulsuri electrice care o distrug încet, încet. Și atunci ar trebui să ajung la întuneric total, dar hei, cu energie pozitivă și cu tot ce trebuie, până la alta merge totul bine. Sunt ca un veritabil vlogger. Bun, și a apărut Bridie. Acum cât timp a apărut în viața ta? Bridie a apărut acum 3 ani, după ce era să mor pe un traseu montan, am cunoscut-o pe ea și am intrat în legătură cu asociația Light Into Europe. Okay. Și după ce am vrut să intru ca voluntar în programul lor, mi-au prezentat-o pe Bridie. Și un lucru vreau să știți foarte clar. Bridie nu este un câine ghid antrenat până la capăt, ea este câine de asistență sau body dog, adică e un fel de pas intermediar, pentru că este mai sensibilă, mai este distrasă de anumiți căței, dar este câine de terapie, ceea ce înseamnă că fix în acest moment oameni buni s-ar putea să vă facă terapie și nici măcar nu știți. Eu o simt. Valentin, fii atent, eu o să fac un test cu tine, acum ești guinea pig-ul meu, asta e. Încercăm. Eu o să plec de lângă, nu, guinea pig-ul nu face guiți. Da, e cam mai dreptate. O să mă duc în treaba mea și o să te rog cu ajutorul lui Bridie să-ți găsești prin platou locul. Dacă vrei, du-te în bucătărie. Dacă vrei, vino pe canapea lângă mine. S-ar putea să fie foarte interesată de bucătărie. Ia să vedem cine mai este în plată cu noi. Așa. Bun, ea are grijă ca tu să nu te împiedici de lucruri, bănuiesc. De exemplu, acum simți că e ceva în partea aia. Opa, am auzit o voce. Bună dimineața! Bună dimineața! Valentine, cât de greșiță, domnul Vlad. Ok. Bun, și pe aici, hai să vedem. Spui că e o canapea pe aici, da? Da, ea știe unde e o canapea, oare? Să vedem, până una alta explorează spațiul, că presupun că e destul de nou. Da. Și dacă nu mă înșel, ia să vedem. O măsuță, bun, aici e un telefon să nu-l pierdeți. Și canapea, perfect. Ciudat că mi-am pierdut telefonul, dar văd că tu l-ai găsit. Bun. Bridie e un cățel absolut special. E prietenos, că n-ar avea cum să stea într-o comunitate. Și... A, știi și engleză? De fapt, programul este internațional și Bridie a zburat din Irlanda, a fost antrenat aici tot în engleză. Okay. Și într-un fel cred că vezi avantajul la lucrul ăsta, pentru că nu poate chiar oricine să interacționeze cu ea. Adică nu răspunde la cuțu-cuțu, la ici-ici, la miții-miții, chiții-chiții, ce mai aud pe stradă când încearcă lumea să interacționeze cu ea. Super tare, avem miniștri care nu știu engleza pe care o știe Bridie. Acum mă simt și mai prost. Just. Zim pe stradă, bănuiesc că pe stradă de adevăratele câinele ăsta e un mare plus. Exact, adică acum o să vorbim și despre Bridie și după care o să vă spun și ce face un câine ghid cu facultate, cum spunem noi. În principiu, ea știe foarte bine să rețină trasee. Uite, exemplu, am făcut un experiment. Am mers cu Bridie, doar cu bastonul, că folosim și asta. Din ce mi-au spus colegii, ar trebui să fie pe aici pe undeva, nu? Da, ai un baston lângă tine. Ca să-l arătăm și oamenilor. Asta este bastonul de nevăzător. Dacă vedeți așa ceva, nu înseamnă că cineva caută aur, așa cum am auzit, înseamnă că se orientează prin spațiu. Bridie, știu că îți place studio, dar have a seat, please. Nu, cred că atunci când simte bastonul, crede că plecați la plimbare. Cred că da.
Ideea e că cea mai bună variantă și cea mai ușoară pentru noi, ca persoane cu visual impairment, adică cu probleme de vedere sau chiar nevăzător total, cam cea mai bună variantă este cățelul. Adică de obicei mergi la magazin, ok? Da. Și vrei să găsești intrarea. Câteodată nu e ușa deschisă ca să auzi zumzetul dinăuntru și așa mai departe. Ok. Deci ajungi să pipăi pereții până la Sfântul așteaptă. Până pare un dubios, așa. Exact. Câteodată se și oferă lumea să ajute, ceea ce e super cool. Dar cu un cățel te duci direct la destinație. Gen da, care ține fix unde este, pac la ușă, știi că e clanța acolo, a intrat, totul bine. Îți pun o întrebare tehnică. Uh-huh. Acum, dacă ar fi să fii pe o rază de, nu știu, 2 km de casa ta, da? Cățelușa ar ști să te ducă acasă? Dacă este un traseu cu totul nou, nu, atunci are nevoie. Și am făcut experimentul ăsta cu ochii închiși, undeva știut. Adică chiar dacă mai văd puțin și am aceste mici repere vizuale, da, am lăsat-o doar pe ea să-și facă treaba. Până în fața ușii, magnific, nicio problemă. Te-a dus până în fața ușii. Exact, nici treceri de pieton, totul e senzațională. Câteodată știe aproape și când trebuie să treacă, știi? Adică chiar dacă nu vede verde-roșu, își dă seama, intuiește cam când ar trebui să treacă. Vede poate pe ceilalți oameni. Uh-huh. Brady este acum în plin program, da? Va deveni și mai tare în ceea ce face ea. Dacă ne ocupăm de ea, spunem de un câine care are mai multă școală decât Brady. Acești câini care sunt cu adevărat ghizi, în primul rând, nu poartă genul ăsta de vest. Asta este efectiv pentru acest tip de câine de terapie care mai mult ajută psihologic. Okay. Are această uniformă și o arăt pentru că mulți vadman și absolut multă lume pe care circul nu știe. Brady nu poate să lucreze cu așa ceva încă, dar cam așa recunoști un câine care are un serviciu. Pentru că, practic, micuța e la muncă acum. Am înțeles, ea e la treabă, noi stăm degeaba. Ce-mi place cum ține contactul tot timpul cu tine, adică nu s-a așezat pe covor, e a doua oară când se așează pe pantoful tău ca să știe că ești acolo. Da, și de fiecare dată când mă mișc eu, de exemplu, ia să vedem, observi, am auzit deja zgomotul că ea de îndată s-a uitat ce urmează eu să fac. Dai seama ce zice, bă, pleacă ăsta fără mine, ia stai să... Măi. Mă lasă cu nebunii ăștia. Și în mintea ei ți-a dat o comandă, să știi, a zis, Valentin, stai jos, stai jos. Și a funcționat. Și ai și ascultat-o. Ce trebuie să facă un om normal, și asta nu înseamnă că voi sunteți anormal, dar să mă înțeleagă oameni de acasă, ei se cred normali. Un om normal, pe o stradă normală, într-o lume normală, când vede un câine cu vesta asta pe care ne-ai arătat-o, în primul rând ar trebui să îi împingă din autobuz jos, asta e clar. Da. Sunt mai multe lucruri, sincer, ca sfat pe care îl dau, nu de altă, dar ca să ne facem viața mai ușoară unul altuia. În primul rând, cățelușii astea trebuie lăsați în pace. Deci orice ar fi, în orice mediu, nu trebuie interacționat cu ei pentru că atunci îi distrageți. Eu de-aia am și făcut această vestă în care spune un mare nu, mângâiați, hrăniți și distrageți. Unii citesc distrugeți și atunci nu distrugeți câinele. Ok. Dacă interacționezi prea mult cu cățelul, el iese din jobul lui și... Exact. Se confuzează lucruri de genul ăsta, adică am pățit, erau două studente la un moment dat și se făceau lucrări, cum se fac constant în București. Da. Și era, o, doamne, cățel! Și eu eram, o, doamne, groapă! Și sau se mai întâmplă câteva lucruri de genul ăsta pentru că lumea nu știe. Și tocmai de aceea de obicei sfătuiesc oamenii să-i lase în pace. Acești tip de câini n-au nevoie de botniță, am tot timpul această interacțiune cu bodyguardii de la metrou. Și de asemenea au acces peste tot. Și o să vă zic ceva semi-trist. Un bodyguard de la un magazin destul de cunoscut din București Supermarket m-a întrebat, dar tu ai voie să ieși neînsoțit din casă? Nu e un pericol? Și câinele ăsta ce caută aici? Ia ieși, te rog frumos. Oamenii nu înțeleg diferența dintre un simplu pet și un ghid. Ai voie să ieși neînsoțit din casă? Yeah. Da, da, da. Păi, avem atâția oameni în țară care n-ar avea voie să iasă neînsoțiți din casă. Omul pe bune e semi-nevăzător, nu are două coarne în cap. Mulțumim că ai venit pe la noi. Mai zi-ne o dată cum se cheamă asociația, ONG-ul? Așa, excelent și mulțumesc că ai întrebat. Asociația și ONG-ul se numește Light into Europe. Asta, traducere liberă pentru cei de acasă, înseamnă lumină în Europa. Sunt de ceva timp pe piață și pe piață, nu știu cum să zic, în acest domeniu și sunt cam singurii acreditați din România care aduc acești câini înspre sprijinul persoanelor cu probleme de vedere. Am mai multe activități și pentru persoane cu deficiențe de auz, de asemenea. Și practic ceea ce îmi place cel mai mult este că îi oferă all inclusive, ok? Adică am hrană pentru acest cățel, am veterinar, eu trebuie just to enjoy și să respect un contract în care, sincer, sunt stipulate niște lucruri de bun simț, gen să nu, Doamne ferește, dai în câine sau să nu îl hrănești prea mult, să nu-i dai ce nu trebuie, sunt niște lucruri de bun augur.
Mi se pare foarte tare ce fac oamenii ăștia. Bun, pe Valentin îl puteți găsi online, mai multe lucruri aflați acolo. Dani, dacă doar așa, ca să dau niște cifre, că poate este interesant pentru oamenii de acasă să știe situația în care stăm. Până la altă avem doar 14 câini ghizi în toată România care lucrează. Este o cifră foarte mică, deși cei de la asociație lucrează cam cu 50 de câini și căutăm din ce în ce mai mult să expand, să încercăm să mărim această familie, pentru că cu cât ieșim mai mult noi pe stradă ca nevăzători, și asta îi rog frumos pe colegii mei nevăzători de acasă să facă, cu atâta și oamenii încep să devină mai normali la acest lucru. De exemplu, la cinematograf m-am dus odată și m-a întrebat: dar tu ești nevăzător, de ce ai venit la cinema? Am venit să aud ce se întâmplă și câinele se bucură tare mult. Ce tare mi se pare asta. Și am avut mari probleme să intru cu cățelușa, dar și asta, vă rog eu mult de tot, înțelegeți, câinii ăștia nu sunt peți, lăsați-ne să intrăm în instituții și în locuri publice și în restaurante ca să putem și noi să avem o viață normală. Mulțumim! Poate dacă aveai un cățel de poșetă, era mai ușor. Vă rog să-l căutați pe Valentin, înainte, că nu mai avem mult timp. Înainte să termin, că știu că nu avem mult timp, aș vrea să-ți lansez ție o provocare, dacă vrei. O provocare pentru mine? Da. Te rog. Aș vrea într-o zi, dacă vrei, și dacă vrei să încerci, poate ar fi interesant și pentru oamenii de acasă, să vezi cum ar fi să trăiești ca nevăzător. Adică poate să te legăm puțin de la ochi, să vezi cum e cu bastonul, poate să o încerci puțin chiar și pe Brady sau un alt cățeluș de genul ăsta. Ok. Poate ar fi o experiență drăguță și pentru tine și pentru ceilalți. It's a deal, mai ales dacă îmi dați cățel. Excelent, unde ești? Plac mulți cățel. Bun. Mulțumim, Valentina. Lomă!